Bună ziua, suntem Adela Galeria Creativ. În tutorialul de astăzi o să vă arăt cum filțuim lână. O să vă arăt instrumente, materiale care există pe site-ul nostru Galeria Creativ. Avem mai multe feluri de lână. Vedeți, deja combinate în culori, doar pe culori, multe feluri. Da. Fetru, pe care putem să-l folosim ca și bază pentru filțuire. Acele de îmbâslire. Aici o să vă spun că există mai multe feluri. Da? Pe margine, la fiecare scrie și culorile sunt distinse, așa că o să puteți să le deosebiți. Scrie fin, mediu sau pentru bucăți mai mari. Da? Deci alegeți acul în funcție de ceea ce doriți să împâsliți. Acul de filțuire are niște tăieturi, niște rizuri, dacă o să vă uitați în apropiere. Să vă arăt un ac, nu știu dacă se vede în filmare. Da? Rizurile acelea împâsclesc lână în ceea ce doriți să împâsliți materialul prim. Vedeți? Există mai multe firme de ace la bucată, mai multe, cu mâner, cu suport, ca să nu vă accidentați. Da? Există instrumentul acesta în care puteți să adăugați 3, 6, 9 ace pentru a împâsli o suprafață mult mai mare. Da, și nici nu se rup acele așa ușor dacă folosiți un suport din acesta. Placa, da, pe care o să împâslim, da, e foarte important să fie o placă densă în care să nu intră lână când începem să împâslim. Da? Și avem o grămadă de forme de polistiren care merg foarte bine împâslite. Vedeți, puteți acum de Paște să împâsliți un ou. Eu o să împâslesc un iepuraș, însă, vedeți, avem multe forme care se pot împâsli. Dacă doriți să împâsliți un tablou, puteți să folosiți pâsla, da? Și cu lână puteți să creați diferite modele. Cu ajutorul acului se împâslește în pâslă. Se poate împâsli în mai multe feluri. Deci, cum v-am zis mai înainte, într-o formă de polistiren, o să vă arăt imediat. Se poate împâsli, ia uitați, inimioara aceasta am împâslit-o într-o formă de prăjitură. Am luat o formă de prăjitură, am umplut-o cu lână, da? Și am început să filțuiesc. Da? Și inimioara aceasta a ieșit. Deci nu uitați neapărat pe placă să lucrați. Deci aceasta este făcută cu formă de prăjitură. Mărgeluță. Am luat o bucățică de lână și cu mâna udă cu săpun am creat bila aceasta, după care am filțuit, am împâslit cu acul. L-am bătătorit de jur împrejur până a ieșit mingiuța aceasta. Puteți să creați diferite culori, da? Și puteți să vă creați mărgele, iar la urmă să le înșirați pe ață. Deci este altă formă de împâslire. Și încă o formă de împâslire este împâslirea pe mai multe straturi. Luăm straturi de diferite culori, le așezăm vertical și orizontal, cam 7 straturi, da? Le așezăm pe culorile dorite, luăm apă cu săpun și udăm foarte bine toată suprafața, după care începem să frecăm și tot timpul adăugăm apă cu săpun. Este un proces care durează. Deci filțuirea în felul acesta, împâslirea în felul acesta, dar după aceea puteți să tăiați diferite forme din lână împâslită.
Eu astăzi, cum v-am zis la început, o să aleg să împâslesc un iepuraș și haideți să vă arăt cum vom proceda. Astăzi voi folosi următoarele materiale. Un iepuraș de polistiren, acul de împâslire, ochișori, voi folosi o fundiță sau pamlică, suportul nostru de lucru pe care voi împâsli și două culori de lână. Eu am ales mov și un ciclam pentru iepurașul nostru. Haideți să trecem la treabă. Am luat o bucată de lână. Eu o să fac un iepuraș colorat. Luăm așa într-o grămăjoară și începem cu acul să filțuim. Acul trebuie să fie drept pe suprafața de lucru, altfel se va rupe destul de ușor. Vedeți? Și filțuim 10 de înțepături, trebuie să aplicăm până începe lână noastră să se împâslească. Trebuie să aveți mare, mare grijă la degete. Puteți să folosiți și un degetar. Mai înduim din laterale. Iar lâna începe să intre în polistiren datorită acestor rizuri. Aveți grijă dacă copiii vor dori să lucreze acest proiect, să-i supravegheați, pentru că se înțeapă foarte ușor la degete. Vedeți? Deja lâna noastră începe să intre în polistiren. Cu cât aplicați mai multe înțepături, cu atâta lâna va intra mai bine. Puteți să o lăsați și mai pufoasă sau puteți să o bătătoriți cum doriți. Am luat o bucată de lână mov și voi filțui codița. Putem să lăsăm codița un pic mai pufoasă. Hai o să arată. Și urechile le voi face tot cu mov. Și voi îmbrăca restul iepurașului în roz. Aproape am terminat iepurașul de împâslit. Vedeți ce pufos și a crescut în volum. Am ales să las un pic alb pe la urechi. Trebuie să aveți mare grijă când împâsliți urechile, pentru că sunt foarte sensibile și să nu se rupă la sfârșit. Am luat și o bucățică de lână neagră, am împâslit năsucul și încă două lucruri. O să-i lipesc doi ochișori. Am luat ochișori care au deja lipici pe spate. Aproximativ
aproximativ. Dacă nu se fixează, lipim cu un punct de silicon. Iar în loc de fundă la gât, voi lipi o funduță gata făcută. Puteți să lipiți pe ureche sau eu voi lipi la gât. Și ia, uitați, iepurașul nostru este gata. O să vă arăt o idee cum puteți să folosiți. Puteți să-l folosiți într-un coșuleț de nuiele. Folosiți ori sucal, ori bumbac de lemn. Așezăm iepurașul nostru și putem să așezăm și câteva ouă de jur împrejur. Este doar o idee de decor cum puteți să folosiți iepurașul. Și coșulețul de Paște este gata. Puteți să-l așezați unde doriți dumneavoastră. Așa arată iepurașul terminat. Nu uitați, toate aceste materiale le veți găsi accesând site-ul nostru www.galeriacreativ.ro. O zi cât mai frumoasă vă doresc!